Cum arată campania de vaccinare? Haotică, foarte haotică. Nu se comunică suficient de bine nici chestiuni tehnice. Practic fiecare își ia informație de unde apucă, e și multă dezinformare. Mi se pare că nu se controlează bine nici cifre, nici proceduri în sine. Ca orice încerci să faci în Ai România. Reușit să te vaccinezi? Sau nu, eu nu m-am vaccinat, încă nu am, sunt tânără și nu mă consider în momentul ăsta o prioritate, dar susțin vaccinarea, nu sunt împotriva. Te vei voi vaccina, da, dar nu la acest moment am considerat că prioritatea au fost persoanele, în primul rând, mai în vârstă și persoanele care interacționează, da, cu foarte mulți alți oameni, dar eu sunt o susținătoare și cred că vaccinul este soluția în această perioadă. Ce mă deranjează foarte tare este modul în care se comunică pe partea de organizare și pe ceea ce înseamnă vaccinul, pentru că era evident că există și o campanie de dezinformare în paralel cu campania de vaccinare. Ei, și parcă se aude mai gălăgios, știi, din partea cealaltă. Pe de altă parte, eu apreciez, sau cel puțin e mai fresh așa la nivel de comunicare, ceea ce se întâmplă din partea domnului Gheorghiță și din partea lui Andrei Baciu de la Ministerul Sănătății. Chiar sunt... Comunică mai bine decât ministru. Infinit mai bine decât ministru. Ministru comunică cel mai prost dintre toți, deși ar fi cel care ar avea datele cele mai multe și ar fi și cel mai credibil pentru cetățeni. Însă, cei doi, domnul Valeriu Gheorghiță și Andrei Baciu de la Ministerul Sănătății, secretarul de stat, comunică foarte bine și, uite, ceva bun la Ministerul Sănătății, însă din partea ministrului